Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de sănătate. Astăzi vom vorbi despre unul dintre cei mai dăruiți medici pe care a avut satul mare de-a lungul vremii. Este vorba despre doctorul Luc Beila, cel care a alinat suferința a sute de mii de oameni. Prin mâna lui au trecut și cei săraci și cei bogați. Despre el, despre activitatea lui și felul în care a rămas în memoria sătmărenilor, vom sta de vorbă în minutele următoare cu invitații noștri, cu domnul doctor Virgil Enătescu. Bine ați venit, domnul doctor! Bine v-am găsit! Cu domnul doctor Călin Bumbuluț, președintele Colegiului Medicilor din Satul Mare. Bună ziua, bine ați venit! Bine. Și cu colega mea, Eva Lațco, redactor la cotidianul Informația Zilei. Bine ai venit, Eva! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Am pornit această discuție de la un fapt cu totul dureros. Noi am relatat în paginile ziarului, în mai multe numere ale cotidianului Informația Zilei, despre ceea ce s-a întâmplat la mormântul unde își doarme somnul de veci doctorul Luc Beila, faptul că a fost profanat, faptul că de foarte mult timp nu i-a fost acordat atenția pe care o merita acest om, care a ajutat atât de mult, a pus bazele Spitalului Orășenesc Satu Mare, cum îl știu mulți sătmăreni, Spitalul Vechi. Dar acest spital poartă numele doctorului Luc Beila, pentru că l-a înființat la 1919, a depus o serie de eforturi ca Spitalul Satu Mare să aibă un spital, iar oamenii de aici să poată fi tratați în condiții civilizate. Vorbim despre un medic care a beneficiat de recunoașterea multora. A fost apreciat de medici și de oameni, de pacienți din afara țării. A fost apreciat și aici la noi în țară. A fost decorat de regele Ferdinand. A primit mai multe distincții. Și cu toate acestea, uitați că parcă a fost uitat în ultima vreme. Colega mea, care Eva s-a ocupat, a fost la fața locului, a fost în cimitirul reformat. Mormântul doctorului Luc Beila se află în cimitirul reformat de lângă gară și a văzut la fața locului ce s-a întâmplat acolo. Așa că o să te rugăm pentru început să ne povestești ce anume ați constatat voi atunci când ați ajuns acolo la mormântul doctorului Luc Beila și unde este înmormântată și soția dumnealui. Țin să-ți mulțumesc pentru invitație, pentru că și astfel putem vorbi încă o dată despre acest om deosebit cu care Sătmarul ar trebui să se mândrească, iar ceea ce am constatat, nu numai acolo, dar peste tot unde amintirea lui Luc Beila ar trebui să se păstreze, este tragic. Totul a pornit de la un interviu, iar după interviu am considerat că totuși ar trebui să arătăm sătmărenilor și locurile pe unde a trăit acest om, pe unde a trecut acest om, pe unde a lucrat. La Casa Memorială, menționez, nici măcar o tăbliță cât palma. Nu semnifică că acolo a trăit acest om care, să fim sinceri, a salvat mii de vieți sătmărene. Și nu numai. Presa vremii așa consemnează că a tratat, prin mâna dânsului au trecut 137.000 de oameni. Foarte mult, dacă ne gândim la populația pe care avea la vremea respectivă Satu Mare. Erau 50.000 sau cât? În jur de 50.000. Deci 137.000. Interesul pe care l-a avut și în afara țării. 2 ani de zile a lucrat și la spitalul care pe vremea respectivă era spitalul militar, am impresia, actuala clinică CFR și fosta clădire a liceului CFR. Aceasta era totul un ansamblu de spitale. Am trecut și pe acolo. Nici măcar un om nu a existat care ar fi știut că și pe acolo a trecut acest medic. Când am ieșit în cimitir, capela din exterior nu prea arăta ca și o capelă în care se odihnește mândria orașului. Lacăte ruginite peste tot. Am întâmpinat bunăvoință din partea
administrației cimitirului, respectiv a Bisericii Reformate, și am putut intra în capelă. Dar în loc să putem filma acea tabliță de marmură pe care este inscripționată că acolo se odihnește Lucio Bela, respectiv soția sa, am găsit capacul criptei, deci un capac de fier beton spart. Înainte aflasem de cele două morminte, respectiv și tablița dovedea că acolo ar fi trebuit să fie două sicrie. Uitându-ne în criptă, era apă, totul acoperit cu apă, dar parcă un singur sicriu s-a văzut. Mm. Am apelat la Paserv, iar cu ajutorul domnului Dan Stegerean, directorul, care a reacționat foarte prompt și îi mulțumim, am reușit să scoatem apa din criptă și așa cum era de așteptat, când am văzut că peretele este spart, mormântul a fost profanat, totul a fost aruncat. Deci, cum erau cele două sicrie, una peste alta, oseminte descoperite și... Vom reveni puțin mai târziu și pe marginea demersurilor care s-au făcut sau ce urmează să se facă după relatarea în presă despre cele văzute acolo la... la mormântul doctorului Cobelo. Cum comentați, domnul doctor Enătescu, această situație? Situația este foarte tristă, însă se înscrie într-o linie generală a evoluției istorice a părții acesteia din Europa, pentru că scara de valori s-a schimbat foarte mult, scara de valori în care medicii, familiile de origine nobiliară, că trebuie să amintim, Lucio Bela făcea parte dintr-o familie nobiliară. Prin soția lui. Normal. Da. Așa, și în general acești oameni n-au mai fost ținuți pe ca respect, ca și valori, ci din contră au fost înlăturați și li s-a șters peste tot urma cât s-a putut, s-a uitat de ei. Și elita intelectuală românească, la fel, același lucru l-a pățit. Mai mult, chiar mulți au murit în pușcării și aici, în vecin de noi, la Siget. Dar povestea care este? Faptul că aici este foarte impresionant următorul lucru. E vorba de un medic, un medic de un talent formidabil, care își face calificarea la Budapesta și în Germania. Da. Deci, care lucrează nu numai ca și chirurg, ci ca medic în general și chirurg, și se specializează și în chirurgie pulmonară. Cifra aia, care pentru unii pare exagerată de bolnavi tratați, nu este exagerată. De ce? Pentru că el a acordat asistență medicală și de urgență în perioada Primului Război Mondial și imediat după primul război, când era un dezastru și când era o lipsă fantastică de cadre, și cred că de aceea a și făcut el TBC-ul acela pe care l-a avut, din cauza surmenajului, supra-solicitărilor și lipsei de reconfortare. A murit chiar la pat unui bolnav, în timp ce consulta un bolnav. Da. Și ce, din câte mi-a explicat și Eva, citind foarte mult din aceste scrieri în care este relatat o parte din activitatea lui, nu se știe foarte clar acum dacă de TBC, dacă a fost un chist, dacă a fost o pneumonie foarte... Oricum un organism slăbit, ca rezistență. Și ceea ce este important să amintim, era o generație în perioada aia în care se respectau între ei toate valorile și mai ales pe diverse profesii, iar în profesia noastră medicală se cunoșteau toate valorile europene și se respectau reciproc. Noi aici în Cluj, cel puțin, am avut școala austriacă și modelul austriac, care avea anumite lucruri rămase încă din vechea deontologie, vechiul stil colegial. Domnul doctor, se mai respectă în ziua de azi acest respect? Stați așa. Atâta timp cât tot timpul dai la televizor numai cum li se pune cătușe la
doctori, la politicieni și la nu știu ce, nu se mai respectă. Pe atâta timp cât spui că ăștia sunt cei mai mari șpăgari, nu se mai respectă. Când faci o politică în care desconsideri o elită intelectuală, nu se mai respectă. Eu am curajul să spun aceste lucruri. De ce? Pentru că, e adevărat, există câțiva care își încalcă principiile deontologice, dar din cauza lor trebuie să sufere marea majoritate? Credeți că astăzi nu există oameni care dau bani dintre colegii noștri pentru cei sărași să-și cumpere? De nu știu câte ori am aflat de diversi colegi care cumpărau medicamente pentru bolnavi. Cumpărau din banii lor medicamente pentru bolnavi. Nimeni nu le face reclamă, pentru că nu se vinde. Nu se, cum se spune, nu face public la așa ceva. Mai interesant e dacă spune că bogatul ăla de doctor care are 10 case, 5 mașini, a fost prins când a luat 50 de lei de la unul care avea 10 copii și n-avea ce mânca. E, sigur, da. Dar trebuie să fim puțin mai realiști. Și la Colegiul Medicilor a trebuit să ducem o luptă mare, pe care o continuă acum colegul meu Bumbuluț cu generația lui, o luptă mare pentru a evita exagerările. Sigur, cei care greșesc trebuie să plătească. Dar de aici până la a crea o gândire negativă asupra unei profesii, e o distanță uriașă. Și să știți că ăsta e încă unul din motivele pentru care foarte mulți din colegii noștri au părăsit țara și au mers în alte părți să lucreze, unde sunt respectați. Dar să știți că și doctorul Luco Bela i s-a oferit la un moment dat posibilitatea să lucreze în afara țării. Cred. Și el a ales să vină aici la Satu Mare și să ajute aici. Cred. Și-a pus tot avutul său. Absolut. În slujba oamenilor. A fost Sunt de acord. Greu de... Sunt de acord, da. Găsit și de... Da. Eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Dar una era condiția din perioada respectivă și respectul față de medici și alta e condiția de astăzi, când poate să te ia oricine la întrebări și poate să te ia în rașpă. Noroc că justiția încă face dreptate și nu acceptă decât după avizul colegiului și după ancheta colegiului să judece cazurile. Pentru că dacă vă spun că de la Ploiești a fost reclamată și arestată o colegă de-a noastră pentru că a primit 35 de trandafiri când a împlinit 35 de ani și i s-a socotit prețul fiecărui trandafir și atunci s-a spus că a luat șpagă nu știu cât, dar era ziua ei de naștere. Cui a folosit acel spectacol? Deci să înțeleg că totuși nu sunt suficient de uniți medicii în momentul de față. Nu-i vorba numai de medici. Și avem nici politicieni foarte proști. Pentru că între politicieni foarte mulți avem inculți. Avem foarte mulți politicieni inculți. Ori acești oameni inculți nu o să știe să respecte niciodată nici cultura, nici valorile, nici nimic. Cine l-a respectat pe Luca Bela? Regele Ferdinand, da. Regina Maria, mitropolitul României. Păi a primit deci inclusiv distincții din partea țarului rus, din partea... Dar ăștia erau cu alt nivel de educație, cu alt nivel de pregătire. Nu erau colegii lui Mihai Viteazu ca și Zgonea. Deci o deosebire uriașă. Domnul pentru Zgonea, un medic e un rahat, n-are nicio valoare. Un medic e nimica. El e președintele Parlamentului României, ca și când asta s-ar fi născut așa. Nu e adevărat. Avem valori foarte multe și la ora actuală în țară, avem oameni care ajută pe cei nătăjiți și țărași, dar nu le apreciem pentru că alții sunt cei care s-au cățărat pe funcții, pe tot felul de treburi, în care nu le merită deloc. Și în această situație, foarte mulți copii tineri capabili de la noi din țară nu mai vor să rămână. Nu mai vor să rămână. Dacă ar fi un caz izolat, a zice. Dar dacă eu vă spun că sunt peste 15, iar alții spun 30.000 de medici care au plecat în vest, nu cred că toți erau lași și trădători. Pentru că au plecat acolo, că au condiții de muncă, sunt respectați și au posibilități să lucreze, să ducă un trai decent.
Domnul doctor Bumbuluț, dumneavoastră de aproximativ 2 ani sau poate chiar mai mult sunteți președintele Colegiului Medicilor din Satu Mare. Am remarcat așa de-a lungul timpului că aveți o preocupare pentru a include în revista Conexiuni Medicale și o parte de istorie medicală. Cât de mult medicii din ziua de azi, acum din generația dumneavoastră, mai sunt preocupați de trecut, de a-și cunoaște istoria locală a medicinei sătmărene, medicii înaintașii? Eu vă pot spune că de când am înființat revista, sunt 9 ani de atunci, și 11 ani de când ținem zilele medicale sătmărene, aceasta a fost o preocupare permanentă. N-ai nicio legătură cu președinția sau cu alte lucruri. Împreună cu toți colegii de atunci, indiferent câte mandate a avut fiecare și cum s-au succedat aceste conduceri, în permanență am avut în vedere acest lucru. Și dovada este, cum spuneați, de revista noastră, care întotdeauna a avut cel puțin o pagină, dacă nu mai mult, de comemorări, rememorări, amintiri legate, nu numai, am avut inclusiv despre Luică Beilo, dar am avut și despre prietenul dânsului, de Iuliu Hațeganu, am avut de profesorul Goia, de nenumărate astfel de imagini, personalități ale medicinii române, și am încercat să le aducem și pe cele din Satu Mare, de profesorul Mureșanu, de la Timișoara, care de la noi din județ a pornit. Deci sunt o serie de personalități cărora am încercat nu să le facem apologie, ci pur și simplu să le reamintim și aspectele umane și aspectele profesionale, așa cum de altfel și dumneavoastră încercați să faceți acum pe toate palierele, despre oameni, personalități care au însemnat ceva și care să contribuie la reclădirea, să spun, a prestigiului. A scării valorilor, cum spune domnul profesor aici, a valorilor pe care le avem, le-am avut și sperăm că le vom avea în continuare. Anul trecut a avut o zi dedicată în întregime, ziua de sâmbătă, ultima zi a zilelor medicale sătmărene, doar pe tematică de istorie medicală, istoricul așezămintelor medicale, a personalităților care s-au perindat. Mă scuzați puțin, la nivel de colegiu aveți, de exemplu, adunate într-o carte sau într-o publicație toată istoria medicinei sătmărene? Nu, monografie de acest o tip. Monografie, nu, da. Sunt cuprinse în diferite monografii care au apărut, inclusiv referitoare la evoluția așezămintelor spitalicești. Nu avem în acest moment, a fost unul din obiectivele declarate ale acestei campanii, să-i spunem acțiuni, hai să o redenumim așa, prin care încercăm să readucem și am rugat, noi în fiecare an avem o întâlnire cu seniorii noștri, cu medicii care s-au retras din activitate și cărora le-am solicitat să ne aducă informații despre cei care i-au cunoscut, poze, imagini, arhivă, tot ceea ce putem strânge pentru a realiza, la un moment dat, bineînțeles, când vom avea și materialul bibliografic necesar, să facem. Am solicitat inclusiv de la Muzeul Sătmărean astfel lucruri. Avem acolo un colaborator, domnul Câmpean, care mi-a și dat o serie de sugestii și de indicii cum să dezvoltăm mai departe o astfel de acțiune. Sigur că e un proces de foarte lungă durată. Cum vă spunea domnul doctor mai înainte, valorile acestea de al vieții la care sunt supuși colegii mei, mai puțin îi fac să se orienteze spre comemorări, rememorări ale altor colegi de-ai noștri. Dar menținând, fiind constanți, menținând interesul pentru astfel de personalități, nu numai, pentru că pe lângă dânsii au fost mii de alți colaboratori ai dânșilor care mulți au preferat să stea în umbra unor astfel de monumente, să spun, ale medicinii românești, și au făcut treaba, pentru că toți au creat, și Luică Beilo a fost unul din cei care au creat, aproape că au creat o școală medicală. Spuneați de așezămintele de înființarea primului spital. Da, el a făcut cu un adevărat spital orășenesc, dar a existat în orașul nostru în 1929, primul spital, că a fost între primele din... Da, acela nu era de contagioase, acela a fost primul spital. Mă refer la clădire pentru destinația acum, să poată să repereze. Așa este, a fost primul spital. După aceea Hamianuș a fondat un alt spital, care din păcate acum este în paragină, este fosta secție de psihiatrie acolo, în clădirea aceea a fost. A urmat TBC-ul, unde este TBC-ul acum? TBC-ul
a fost mai târziu. Luke Bale a făcut după spitalul... Și Luke Bale a încercat să creeze, să construiască practic un spital, dar să ne reamintim, era vorba de imediat după primul război mondial, când resursele financiare erau deficitare și așa s-a ajuns la soluția ca școala de băieți, așa zis, sau școala comercială, nu resursă, sau școala comercială populară. Am găsit-o în multe Sunt diferite, scrieri. În fine, destinații care au avut. Până la urmă, important este că, începând cu anul 1919, s-a înființat acest spital, s-a extins în anii 50, în 52, dacă mi-aduc bine aminte, și la al doilea corp de clădire și s-a unificat prin acea pasarelă care le unește și care, în prezent, pe lângă că este primul spital, să zic, adevărat al orașului în concepția modernă a așezămintelor spitalicești, este și un clădire monument istoric ce este acolo. La fel cum, de altfel, era și, sau este, actuala secție de contagioase, spitalul de boli contagioase. Și acele trebuia să fie restaurat în întregime ca monument istoric, printre cele mai vechi clădiri, cred că, din țară cu destinația asta, dacă nu printre primele. Nu știu, în țara românească și Moldova, în 1829, câte așezăminte medicale, cu excepția celor mănăstirești, mai existau. Deci personalitatea lui Luke Bello și nu numai, pentru că au urmat și după aceea o pleiadă întreagă pe care, sigur, unii sunt mai aproape de timpurile noastre. Asta este un avantaj, că putem să găsim încă contemporani care să ne relateze despre viața și activitatea lor. Pe de altă parte, este o lumină prea puternică, fiind așa de aproape de timpurile lor, dar cu timpul vor ajunge și ei să intre, aș putea spune, un panteon, dacă nu e prea mult și nu jignesc alte ramuri ale culturii. Cred că până la urmă și medicina este o altă. Absolut. Și o parte, o anumită, o clasă, să zic, socială, cum să o denumesc, să nu fiu incorrect politic. Ca să nu exagerez, spune un fel de elită. Elită intelectuală și profesională, că n-are ce să facă. Aș dori să confirm și eu cele spuse de domnul doctor, privind faptul că acest proces este de foarte lungă durată, având în vedere că și eu am lucrat la asemenea materiale, inclusiv pe linie religioasă, pentru că foarte multe spitale și unități medicale erau făcute de biserici, iar documentele sunt extrem de răsfirate. Da. Trebuie căutate foarte mult, nu există o arhivă unde să fie centralizate și sunt pe undeva și controversate. Pentru că descrierea de la o biserică nu corespunde întotdeauna cu alta. Dar așa, vorbind de colegiul și faptul că dumneavoastră vă întâlniți cu medicii, cu seniorii medicinei sătmărene și... Pe lângă că ne întâlnim la manifestările noastre. Invitați la manifestările medicale. Avem dedicată medicale, pentru ei o zi specială. Ați discutat cumva așa cu ei să vă interesați, unde își dorm somnul de veci? Da, nu numai. În primul rând ne interesăm de unde dorm în prezent colegii noștri, pentru că am avut surpriză cu un coleg de-a nostru de 84 de ani, dacă bine mi-aduc aminte, care era complet uitat nu numai de societate, dar de ai lui, de familie, propria familie. Trăia absolut singur și nici nu știu cum până la urmă a regăsit calea spre noi și, auzind că există întâlnirea respectivă, a venit. Din păcate, anul trecut... deci la sfârșitul anului 2013, nu ne-am mai reîntâlnit cu el. Am solicitat colegilor să ne dea numere telefon, mai ales colegii medici de familie care au în evidență pe acești colegi ai noștri la o vârstă la care mulți dintre ei nu prea se mai pot descurca singuri, să ne dea aceste date de contact. Am și înființat un departament condus de doamna Dr. Haim la Colegiul Medicilor, care i-am alocat și buget pentru așa ceva, de să se ocupe de aceste cazuri sociale. Acum, revenind la ce întrebare mi-ați spus, da, bineînțeles... Eu mă uit și la mormânt, cum este, neavând urmaș, el nu a avut urmaș, am înțeles că a murit la 56 de ani. 52 de ani a murit. 53. Aproape 53, mai avea 53 încă... de ani, în 1936, sărac, fără copii,
nu a avut urmaș. Sărăcia este relativă în cazul lui. Eu cred că extrem de bogat a fost, mai mult de jumătate, cred că, din populația orașului l-a condus pe ultimul drum. Din păcate, s-a întâmplat altceva. Uitați-vă cum arată. S-a întâmplat altceva. Da. A trecut timpul, undeva prin anii 60-70, probabil, din legendele, știți, a intrat inclusiv în folclorul popular lui Cubeilo, sunt balade populare. Ajungem și acolo. S-a ajuns la această reluare, acestei legende, probabil cu acele coaste de aur, care e un lucru ridicol, dar în fine, face parte, să zic, din aura care însoțește orice personalitate de asemenea învergură. Și cine știe ce dement, că nu pot să spun altceva, a căutat, dacă este așa, și a făcut această spagie. Am uitat complet sărac material. Se căuta oficial aur pentru sau cine știe, dar eu cred că este undeva din anii 60-70 această poveste, pentru că, din păcate, se sting legendele. Ce rămâne, ce ar trebui să rămână, ar fi o activitate, o acțiune la nivelul autorităților locale. Nu vreau să fac, bineînțeles, niciun fel de referire la... Aici să spun ce s-a făcut. Da. Ce se face. Aici este o treabă de colectivitate locală. Nu vreau să spun că e autoritatea comunistă, autoritatea capitalistă, ce o fi. Aceste valori pe care le are orașul, le are, nu le-a avut, le are, ar trebuie reamintite în permanență, pot să fie valorificate, bine că sună un pic material, dar pot să fie valorificate nu în interes material, ci în interes spiritual, în interes profesional, în interes științific. Inclusiv turistic. Și turistic, dar nu faptul că un mormânt este vizitat, ci să ne amintim, clădirea spitalului vechi are în față un bust al acestea de peste 40 de ani, este acolo. Sigur că multă lume se întreabă cine a fost. Este rolul nostru deja. Dar mă uit la mormânt, nu are o floare, este atât de distrus, neîngrijit. Și culmea, atenție, este pe lista clădirilor de patrimoniu a județului Satu Mare și a municipiului Satu Mare. Se vor da fonduri, deja se face proiect, este construită de Pop Aurel, altă personalitate mare. Da. El l-a proiectat, și el l-a construit și contemporan. Așa că aici inclusiv mai mâna doctorului lui Căbela a fost... Și este un bust făcut de Aurel Pop, care este la muzeu, dacă nu mă înșel. Da, nu știu, la muzeu, mi se pare. Așa. Și care este o lucrare de artă deosebită și reflectă în tocmai personalitatea lui. Mai puțin în aceste poze, să zic, dar acolo, într-adevăr, e esența artistică surprinsă. În schimb, vedeți, a ajuns până în momentul în care s-a produs ce s-a produs, în sensul că s-a ajuns acolo și s-a găsit mormântul cum s-a găsit, faptul că plin de apă. Societatea a reacționat atât de rapid prin dumneavoastră, prin autorități și prin consilierii județeni, municipali, prin, spuneați, de aportul directorului de la Regia Apă Canal, cum se numește acum, nu scapă numele. Apaser. Toți aceștia au acționat nu pentru că ei erau, nu pentru că domnul doctor e consilier sau că are activitate politică sau eu sau dumneavoastră, pentru că am simțit că este vorba de o corectare care trebuie să o ducem în societatea noastră sătmăreană. Sigur că și cea românească în general ar trebui. Dar de aici începem. Reacția care este, eu zic că este una foarte bună. Nu trebuie să cădem nici în extrema cealaltă, să spunem, uite, a fost cu totul uitat. Câtă lume se duce într-un cimitir? E într-adevăr mauzoleul acesta. Se vede de la drum. Da, nu numai, asta vreau să spun, poate n-am fost înțeles eu suficient. Nu doar un mormânt este ceea ce ne aduce aminte de activitatea unui om, ci întreaga activitate. Hai să ne uităm de la începuturi, ce a făcut, ce activitate științifică a fost, să readucem, să redescoperim, pentru că multă lume nu știe ce a făcut nici în perioada studenției. Aici vreau să ajungem puțin să discutăm despre contextul istoric în care el și-a desfășurat activitatea. Nu a fost o perioadă ușoară chiar deloc să lucrezi în... Niciuna nu e ușoară, ce acum e o perioadă mai dar ușoară, acum dar sunt atunci... vaccinuri, sunt o grămadă e de alte lucruri pe care le... E cu totul altceva. Păi ce era atunci? Se mureau de niște boli pe care acum se poate trăi foarte bine, sunt tratate și se poate trăi. Și atunci, prin ceea ce a făcut, spuneați de 137.000 de... E greu de evaluat. Se spune că atâtea operații a făcut. E greu de evaluat. Aici multă aură de legendă este din punct de vedere chirurgic. E o cifră exagerată. Ce nu este exagerat, în schimb,
este ceea ce a dus la această cifră. Deci această impresie a populației că și dacă n-ar fi fost atât, poate nici nu are... Circumstanțele acelea în care dânsul a fost mobilizat în timpul primului război mondial și a lucrat într-un spital militar, ulterior a fost un an de zile, a trebuit să meargă pe front și s-a întors în 1918, în toamna, iarna 1918, acele lucruri care le-a făcut, ca și știți, poate știți, dar poate populația a uitat ce înseamnă spital de campanie, un spital de război, unde pe primul loc traumatologia a dus și la rezultatele dânsului în ceea ce privește traumatismele craniene și cele ale sistemului nervos central și ale cutiei toracice, e o discuție întreagă pe tema asta, a fost rezultatul tocmai al activității din timpul războiului, care... fie cu arhi cunoscut, leziunile principale sunt toracice, craniene, cel puțin cele care cauzează... Și a scris monografie pe tema asta. A scris și asta, dar aș merge și mai în spate la ce a renunțat dânsul. Doctorul Lucio Bello, când a părăsit catedra universitară de la Universitatea Bazman-Peiter, care e universitate catolică, să nu uităm, și totuși, în fine, este altă discuție, acolo dânsul împreună cu profesorul lui Teiașnitski, așa-l chema, Teiașnitski Kalman, a recunoscut că Lucio Bello a fost cel care, de fapt, a descoperit acea soluție de fixare în histopatologie, asta este mai puțin cunoscut și asta în cursul documentării care am făcut-o privitor la viața dânsului, am dat peste ea. Deci este recunoscută această soluție de alcool acetic formalizat, ca să fie mai simplu, pentru fixarea anumitor tipuri preparate histopatologice, este o descoperire care Teiașnitski atribuie elevului său sau asistentului său din vremea respectivă, exact lui Lucio Bello. Lucru care în lumea științifică medicală românească, în cea internațională, e cunoscut, pentru că lucrările ulterioare de histopatologie, morfopatologie, din 1910, acest lucru a fost în 1906 descoperit, în 1910 și ulterior, este și denumită Teiașnitski Lucio Solution. Deci este o descoperire care deja aruncă altă lumină ce putea să facă mai departe, pentru că în vremurile acelea, ramurile chirurgicale ale medicinei și medicina clinică în sine nu exista această specializare și supra-specializare care este acum. El a fost un om universal. Da, asista la social, nașteri, și medicale, și cezariene. Toate. Și spuneați că vremea respectivă, era așa era vremea. Să știți că peste 50 de ani la fel se vor uita urmașii noștri la ce facem noi acum. Ei puteau ei atunci să facă, dânsul a făcut în condițiile care le avea lucruri extraordinare. Și a venit să facă apostolat aici, practic. Da. Nu a abandonat cariera universitară, nu pentru că nu era sau nu era satisfăcătoare pentru el, dar el fiind un om cu deschidere universală, a considerat că aceasta trebuie să facă pentru orașul lui natal, pentru că el este aici născut. Și o să mai îmi permiteți să pun un semn de întrebare asupra faptului că în momentul în care a părăsit Budapesta, acolo erau niște probleme privind orientarea politică, deja se făcuseră sovietele, era o altă atmosferă și deja erau niște semne de întrebare, așa, și venirea încoace l-a adus spre un loc unde era și apreciat, și nu numai că era apreciat, dar ați văzut că vârfurile, elitele societății românești, efectiv, au fost impresionate de el. Chiar am să citesc, că am pregătit aici câteva date. Domnul doctor, să nu vă uitați ideea, doar citesc și după aceea revenim asupra acestor date. A fost decorat de regele Ferdinand în 1921, a fost decorat cu Steaua României și Crucea Reginei Maria. În 1935, cavaler al Coroanei României în grad de ofițer și Ordinul Meritul Sanitar clasa 1. A fost distins de asemenea și cu o diplomă de recunoștință din partea regelui Serbiei și, cum spuneam, a țarului rus. Deci a primit și asta probabil multe alte distincții pe lângă cele mai importante pe care le-a primit de-a lungul carierei sale, în care sunt recunoscute meritele. Câți astfel de medici?
are țara noastră. Nu, după dumneavoastră, bineînțeles, da. Vreau să completez. Sigur că mai sunt astfel de medici, dar vedeți că aici este ceva interesant. Lumea crede că dacă ar fi monarhie sau dacă ar fi nu știu ce, nu s-ar mai putea, s-ar rupe de societate. Nu, domne, ăștia erau un alt fel de a gândi atunci. Și era încă foarte mult conta respectul față de profesie, față de colegi și față de valori. Și astea trebuiau să fie recunoscute de toate forurile, că altfel forurile respective nu erau recunoscute. Și cum pot fi ele repuse în locul în asta care se face acum și se va repune. Uitați-vă, este Pesa Mosca. Îl știi? Da. Marele chirurg. Când a avut din ce trăi. A stat într-o cameră în spitalul ăla. Da, a stat la ultim etaj pentru că dânsul ales până la urmă, pentru că și e pentru dânsul, îmi cer scuze, da, lumea materială. Lumea materială a fost ceva derizoriu din punctul dânsului de vedere. Păi el a trăit, practic, și a trăit la propriu viața în interiorul clinicii, da, creată de dânsul. El a ales să facă, dacă vroia, putea să aibă toate averile din lume. La fel ca și lui Căbeila. Cel mai bun chirurg de copil din România. Era așa se spunea și despre doctorul Căbeila, că avea punga larg deschisă pentru toți cei care nu puteau să-și cumpere tratamentul. Era și un adevărat, ca să spun așa, creștin, în sensul bun al cuvântului. Sau dacă ar fi fost mozaic, spuneam adevărat mozaic, că și la ei tot așa este aceeași morală. Dar povestea care este și care cred că este foarte importantă e că în medicină au existat sacrificii și prin autoexperiențe. Am avut modelele astea înainte, când se făceau încercările medicamentelor, încercările soluțiilor, injecțiilor și mai știu, pe autor, el își făcea. Ei, perioada aia de, ca să spun așa, De medicina eroică, de medicina și eroică romantică. O cam dispărut și tare, tare mulți au profitat cei care au făcut-o comercială mai mult medicina. Da. Dar nu se poate renunța. Și noi avem acum un noroc fantastic cu înființarea Colegiului Medicilor, pentru că acest colegiu se ocupă tocmai de recunoașterea valorilor, de impunerea lor, de codul deontologic. De reglementarea profesională, reînființarea, de fapt, a Colegiului Medicilor. Dar vedeți că ați ajuns până la a ieși în stradă cu protestele. Și o să mai ieșim. Să știți pentru că e o formă democrată. Pentru a fi recunoscute această... Încă o dată, nu e nimic rușinos în asta. E rușinos pentru societate că s-a ajuns aici, dar nu e nimic rușinos ca să ieși și să strici până la urmă drepturile. Dar asta face parte din altă discuție, din altă clasă. Nu coborăm până zic acolo. Zic de eforturile care se fac pentru a fi repus medicul că sunt acționează, vedeți, generații diferite de medici aici. Noi formați la generația de dinainte, care la rândul ei s-a format la generația de dinainte, care vă asigur că se trag și de lui Căbeilo și de dinainte de lui Căbeilo. Și asta nu piere. Asta nu va, indiferent de condițiile materiale. Asta este un aspect. Partea de pasiune și de profesionalism, da. de ontologie. Medicina nu înseamnă întotdeauna bani. E sigur că banii sunt importanți pentru ea să se dezvolte, dar medicina a fost făcută, spunea de lui Căbeilo, în condiții dramatice. Să ne reamintim, da. Satul Mare, Carei, Oradea, da. Salonta a fost limita până la care, în urma conferinței de pace, s-a stabilit granița. Lui Căbeilo a venit atunci aici. N-a contat că sunt maghiar, că sunt român, că a fost zărg, că a fost reformat, că a fost catolic, că a fost ortodox, aici a aplicat în întregime. Faptul că a fost recunoscut de regele Ferdinand și nu numai, prin ceea ce a primit. Așa de repede. El, în timpul acelor evenimente, Republica Bolșevică din vremea respectivă, care a necesitat intervenție, nu discutăm de asta, vreau să spun doar că în acel teatru de operațiuni, doctorul Lui Căbeilo l-a salvat practic pe acest Margaritopol, Demostene Margaritopol, și despre asta ar trebui să spunem cum ne-am comportat față de proprii eroi neamului nostru. Și șeful armatei de atunci, de ocupație să zicem, de asigurare a frontierei, Clemente Davidoglu, i-a mulțumit personal și l-a recomandat la momentul respectiv regelui Ferdinand pentru recunoaștere, arată că dânsul
a tratat, l-a salvat de la moarte pe acest Margaritopol, avea o plagă transfixiantă împușcată. În vremurile acelea care spunea, nu erau antibiotice, nimic. A fost o salvare eroică și nu numai spectaculoasă chiar. Acest Davidoglu a devenit ulterior comandantul jandarmeriei române în regatul României după anii 1929. Toată această, deci ce a făcut Lucio Beiulă n-a făcut pentru recunoaștere, a făcut ceea ce făcea orice medic la momentul respectiv pentru oricine. Și faptul că sârbii, că ruși și până la un punct, că după aceea n-a mai fost noroc apucat de țarul să-l dea, că după aia l-au rezolvat și pe el, așa cum l-au rezolvat de altfel și pe Margaritopol, să nu uit, în anii 52 și-a sfârșit viața în penitenciar. Și mă îngrozesc la gândul că dacă Lucio Beiulă ar fi supraviețuit, oare cum l-am fi tratat? Că pe Iuliu Hațeganu, prietenul de o viață al lui Lucio Beiulă și camarad, la fel am procedat și cu dânsul. Noi ca națiune, noi ca țară, să spun, că până la urmă nu cred că națiunea în sine. Dar faptul că am ajuns noi la astfel de manifestări e deja patognomonic. Aici ar trebui să acționăm noi. Să modelăm generațiile care vin, să îi învățăm să respecte ceea ce am avut și să reparăm măcar memoria, inclusiv a acelui salvat. L-a salvat Lucio Beiulă ca să-l omoare comuniștii în 1952? Da, păi, vă dați seama. Unde am dus țara? Da, exact. Aș spune chiar ceva în contrast puțin, ca să vedeți prin ce am trecut, pentru că pentru mine a fost absolut un infern atunci, mai mult decât dacă aș fi fost eu ca persoană persecutat sau familia mea. Anume, știți că la un moment dat s-au închis gazele și căldurile pentru tot felul, inclusiv pentru spitale? Știți că în sălile de operație, când operau chirurgii, să vorbiți cu Fania, ieșea din burta celui operat, cum tăia, ieșeau aburi. Și în condițiile astea, colegii s-au dus la cine era șef pe sănătate în perioada respectivă să intervină sus la partid ca să nu se închidă gazul la termocentralele de la spitale, unde cel puțin unde e chirurgie, unde sunt sugari, unde sunt prematuri. Așa, răspunsul care l-a dat conducătorul vremelnic al sănătății din acea perioadă a fost: eu nu mai sunt doctor, eu sunt activist, închideți dacă avem ordin. Atunci trebuia să ieșim în stradă, atunci trebuia... Atunci, dar cine avea curaj atunci? Da, e o problemă, să zicem... Deci, noi am trecut prin asta, vă dați seama cum, ce dur a fost? Deci a fost o perioadă în care a persistat această dramă. 80 și ceva era asta, da. 80 și ceva, 85, 86. Vis-a-vis de ce zicea domnul doctor, cum ar fi sfârșit Lucio Beiulă dacă ar fi ajuns comunismul? Dovadă este soția sa care, exact, care a suferit, a suferit și a fost aruncat în stradă. Da. Și a trăit dintr-un fel de ajutor social. Oferit poate nici nu de stat. Sunt convins de asta, că nu de stat. Am știut să distrugem sistematic memoria acestor oameni. Deci s-a reușit până la urmă, după 40 de ani, să nu mai știe lumea în general despre ce au fost. Dar, încă o dată, rolul nostru și al dumneavoastră aici, acesta este. Se foarte bine. Educare. Da, și, și anul trecut am văzut că s-a făcut. Anul trecut a fost 130 de ani de la nașterea. Exact. Da, și anul acesta pe 2 mai, acum data nu este foarte sigură, 2 sau... 2 mai 2 a mai? Decedat. Nu, da, se împlinește 78 de ani, nu? Da, de la... Da. Peste 2 ani se vor împlini 80. Nu trebuie să așteptăm evenimente. Cum ne-ați așteptat nici acum? Cum n-am așteptat nici noi. E o bucurie din punctul nostru, meu, al de vedere în acest moment, cred că pot spune a nostru, al meu colegiului, al nostru, al medicilor, că uite, și despre asta se vorbește. Ajungem să vorbim despre medici din istoria noastră medicală, despre orașul nostru, care e un oraș, a fost un oraș și sper că este un oraș multicultural, multinațional până la urmă, deși vremurile au fost grele și tragice pentru noi, am pierdut o mare comunitate, cea evreiască, a orașului Statul Mare. Suntem într-o situație în care împreună trebuie să ne amintim de toți acești oameni, indiferent de naționalitate, religie, credință politică,
ce au făcut pentru noi ca să ajungem aici, așa cum suntem în acest moment în orașul nostru. Și să le fim recunoscători pentru ceea ce au făcut. Recunoscători ca atare și sigur că nu trebuie să facem sfinți din ei sau martiri din ei, dar trebuie să vedem toate aspectele pe care să le redăm locul pe care îl merită în istoria. Da, nu să nu bifăm, uite, încă un eveniment cultural, inversăm atâta, nu. Da. Când trecem prin faza spitalului, uitați pe spitalul vechi, sau cum să-l denumim acum, a fost spitalul vechi, știe toată lumea, e spitalul Lucubei. Uitați-vă la bustul lui, gândiți-vă la ce a făcut pentru asta, la bunicii noștri, care sigur i-au trecut prin mână. Și vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința de a participa la această emisiune. Dragi telespectatori, vă dorim multă sănătate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Numai bine!